Unii părinți, chiar dacă și-au înscris din timp copiii la internat, toți stau cu teamă că nu vor avea locuri cum încep școala. Ați înscris-o de mult sau? De când s-au făcut înscrieri, de pe 16-17 am venit și acum să vedem cu camera, adică mi să vedem și s-au rezolvat, dacă are cameră sau nu are, când începe școala și trebuie să avem unde să o ținem, nu? La țară nu o putem trimite la navete, că e departe. Șefii liceelor cu internat au anunțat deja că nu mai au locuri libere. În anul școlar care începe peste câteva zile, noi am încercat să asigurăm pentru majoritatea elevilor din liceul nostru, să asigurăm locuri pentru cazare. Avem 178 de locuri care la ora actuală au fost repartizate celor care au făcut cereri. Deci, în primul rând, elevii noștri. Avem solicitări și de la alte licee din școli din Vaslui, însă nu avem posibilitatea nici să le asigurăm aceste locuri de cazare. Situația mai dificilă este la unitățile de învățământ care au elevi din mediul rural și cărora nu le pot asigura cazarea. Părinții nu au posibilități să le plătească abonamentul la copii, în același timp nu sunt bani pentru navetă, nu mai decontează nimeni bani și uitați, din cauza asta avem și abandonul școlar. Avem foarte mulți copii care fac naveta, o treime aproape fac naveta, sunt cu imposibilitate să vină, să urmeze cursurile, cu toate că au obținut și au promovat la liceu cu program sportiv. Întâmpinăm probleme foarte mari. Conducerea inspectoratului cunoaște problema și potrivit acesteia există și o soluție. Numai liceul Procopiu și liceul Mincu au internate, celelalte licee nu au. Mai avem un fost internat, nu, la liceul Ange Rugină, care de atâția ani în paragină este în atenția noastră, vrem să găsim o soluție, nu știu dacă să facem ori internat, ori o altă destinație pentru școală, bineînțeles, astfel încât, eu știu, poate reușim să mărim capacitatea de